Rămânem la același subiect și discutăm în continuare cu Virgil Bălăceanu, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, care este în legătură directă cu noi. Domnule general, bună ziua! Bună ziua! La mulți ani limbii române, la mulți ani românilor și multă sănătate, doamnei președinte Maia Sandu! Mulțumesc mult! Și o zi bună tuturor! Revenim totuși la subiect, vă mulțumesc! Vedem că în ceea ce privește direcția Pakrovsk, se păstrează efortul principal al rușilor, în pofida faptului că redirecționează anumite trupe spre Kursk. Este un punct strategic, așa cum spuneau și colegii mei în reportajul care a fost. Vreau să vă întreb, în opinia dumneavoastră, cum urmează să evalueze situația aici? Deocamdată rușii își păstrează inițiativa în zona Donbasului. Nu numai în zona Donbasului, pe cei 1200 de kilometri, sunt 11 direcții de ofensivă ale rușilor, sigur cu efortul concentrat în luptele din trei orașe. Menționăm în primul rând Pokrovsk, nu uităm Torețcu și Ceasâvia. Spun lucrul acesta pentru că ultimele informații spun că se duc lupte în suburbiile de est ale celor două orașe menționate anterior, vorba de Toreț și de Ceasâvia. Pokrovskul este însă un punct central, un punct foarte important pe care rușii vor să-l cucerească, pentru că, în definitiv, atât Pokrovsku, cât și Torețcu, cât și Ceasâvia, le deschid lor direcțiile înspre, să spunem, linia de localități care pot să ducă lupta bine pregătite pentru apărare. E vorba de Constantinovka, de Drușghivka, de Kramatorsk și de Sloviansk. Deci ne-am găsit într-o etapă intermediară a bătăliei pentru Donbas. Nu cred că reușesc în acest an să-și realizeze scopul, adică să ajungă la granița administrativă a oblastului Donetsk, dar este foarte posibil ca cel puțin cele trei localități pe care le-am menționat, Pokrovskul, Torețcu și Ceasâvia, să cadă mâinile rușilor. Nu este de preferat, dar este greu de rezistat în condițiile în care presiunea rușilor continuă și nu au apărut semnale de retragere a rezervelor, nu neapărat rezervele tactice, ci rezervele operative, de pe aceste direcții și mutarea lor în zona Kursk. Kurskul reprezintă însă de data aceasta o provocare pentru ruși, pentru că în definitiv noi asistăm la două bătălii în oglindă. E vorba de bătălia pentru Kursk, unde ofensiva nu aparține ca inițiativă ucrainienilor, bătălia pentru Donbas, unde inițiativa aparține, din punct de vedere al acțiunilor ofensive, rușilor. De acum suntem obligați să privim, să analizăm și să presupunem ce se va întâmpla în viitor, având cele două bătălii în oglindă. Sigur, nu uităm nici celelalte elemente, direcțiile de ofensivă pe care le menționam numeric mai devreme, componenta războiului energetic, componenta războiului economic și mai ales lovirea porturilor dunărene și, nu în ultimul rând, război informațional care este în plină desfășurare. De reținut însă, și cred că aș putea să vorbesc în termenii a sindromului cecen, pentru că este interesant, un sondaj de ultimă oră realizat de o fundație din Ucraina spune că un procent destul de mare, de peste 50% dintre ucrainieni, consideră că agresivitatea Federației Ruse legată de Ucraina se va menține și în viitor. Eu am mai menționat și îmi permit să reiterez acum. Ne putem aștepta nu la un singur război al Federației Ruse cu Ucraina, ci la două războaie, după modelul cecen. Ce înseamnă un asemenea lucru? Federația Rusă, până când nu și-a realizat scopurile politico-militare în Cecenia, a dus două războaie convenționale cu o componentă de război urban foarte puternică și apoi un război de insurgență pe aproape 10 ani de zile. Ca atare, lucrurile sunt de așteptat și dintr-o asemenea perspectivă. Pe de altă parte, ea spune din nou al doilea sindrom, sindromul culoarului de sud.
Întotdeauna noi, România și Republica Moldova, trebuie să ne gândim la un scenariu în care Federația Rusă, în condiții favorabile, ar începe operația Odessa, operație care ar însemna nu numai cucerirea Odessa, dar Odessa, gurile Dunării, Odessa, Transnistria. Ar fi proiectul militar, dar și politico-economic cel mai important, pentru că ar permite Federației Ruse să controleze mult mai bine Marea Neagră, să controleze porturile dunărene, să se apropie de Republica Moldova cu forțe militare, să se apropie de România și de NATO cu forțe militare. Operația din curs însă dejoacă un asemenea plan. Și am să explic de ce. Ei și-au propus în primul rând să creeze culoarul de est. Și acest culoar de est trebuia să includă sau exclusiv, nu știu care era planificarea lor operațională, orașele Harkov, Sumă și Cernihiv. Ori operația curs înseamnă că Sumâul este apărat. Sigur că este lovit în continuare și dumneavoastră ați menționat lovirea de către artileria și aviația rusească a orașului Sumă. Însă operația curs și succesul acesteia, care este legat în primul rând de perioada de rezistență a forțelor ucrainiene în această zonă, în curs, înseamnă că proiectul legat de culoarul de est nu se realizează. Inițiativa aparține acum ambelor părți, nu numai Federației Ruse. Ca atare, planificarea și executarea unei misiuni, a unei operații, putem spune, pentru crearea culoarului de sud, este cu atât mai îndepărtată. Ori, domnule general, îmi cer scuze că vă întrerup aici, dar aș vrea să acordăm un pic atenție și la unele eventuale negocieri de pace. Aș vrea să izbutim să abordăm și acest subiect. Cum vedeți dumneavoastră această perspectivă? În contextul în care președintele ucrainean spunea acum câteva zile că războiul cu Rusia se va încheia în cele din urmă la masa de discuții, doar că Kievul trebuie să fie într-o poziție de forță. Atâta timp cât inițiativa, spuneam mai devreme, aparține ambelor părți, mi este foarte greu să cred că se ajunge la o încetare a focului armisticiu sau, pe timpul desfășurării luptei, la discuții de pace. Sigur că există un plan de ambele părți. Știm prea bine că și Putin ne vorbea acum vreo lună de un plan de pace. Iată, Zelenski vorbește de un plan de pace. Sunt state care vor să se implice, e vorba de China, e vorba de India, e vorba de Turcia, uneori acționează ca mediator și unele țări arabe din zona Golfului, însă atâta timp cât ambele părți își păstrează capacitățile de luptă, iar capacitățile de luptă sunt demonstrate mai ales prin acțiunile ofensive, îmi este foarte greu să cred că se va ajunge la discuții de pace. În definitiv, aceasta este situația, ca un paradox, bătălia pentru Kursk nu va scurta războiul, ci îl va prelungi. Asistăm deja la un război de uzură și noi trebuie să fim pregătiți pentru un război de uzură în Ucraina, dar un război în care Ucraina să reziste. A rezista înseamnă a rezista în zona Donbasului, a rezista în zona Herson și Zaporojie, și a rezista cât mai mult cu gruparea operațională Siversk, care a fost creată în regiunea Kursk. Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție.